au crescut aici spontan și eu ce fac? Am aici un recipient cu puțină apă și toți lăstarii mai măricei pe care îi rup și toate răsadurile astea care au crescut aici spontan, nu mă îndur să le arunc, le rup. Le scot din rădăcină și pentru că nu mă îndur să le arunc, pentru că am mai spus eu și în trecut, nu știu ce se va întâmpla în viitor, eu știu, o furtună, orice se poate, sau se îmbolnăvesc, ce știu eu. Timp de o lună, mă asigur, deci până în iunie, mă asigur că mai am de rezervă în caz de ceva. Și în acest fel eu le salvez, nu le arunc. Acolo unde le găsesc, le rup pur și simplu și le pun în apă. Trebuie să mai pun puțină apă aici pentru că a scăzut. Și la fel procedez și cu lăstarii pe care îi rup. Dacă sunt mai mari, atunci eu îi iau și îi pun direct în apă. Sau dacă nu, îi pun în pământ, pentru că dacă lăstarii sunt udați, ei prind rădăcină și cresc fără nicio problemă. În două săptămâni, după cum spuneam, avem un nou răsad. Asta este o măsură ca și precauție pentru vremuri rele, zic. Evident, bălările le jumulim și voi lăsa între plante doar usturoiul, pentru că eu între plante, între roșii, am pus și usturoi. Ca și plantă companion pentru a-mi proteja roșiile de anumite boli și anumiți dăunători, pentru că prin mirosul pe care usturoiul îl emană, mai ține la distanță anumite boli și dăunători. Îndepărtăm bălăriile, îndepărtăm, vedeți, aici am făcut deja copilirea, dar a crescut iarăși și mai rup o dată. Trebuie să revin asupra acestui lucru. Mă uit cu atenție să văd unde mai este cazul să intervin. Aici am buchetul floral. După cum spuneam, sub buchetul floral am avut un lăstar pe care l-am rupt. Altfel aveam două vârfuri de creștere și mai ales în seră, când vine vorba de seră, nu vreau să las prea multe vârfuri de creștere și nici lăstar din cauza faptului că seara deja este micuță, plantele sunt la 35 cm distanță între ele. Dacă aș lăsa și lăstar și mai multe vârfuri, nu s-ar ventila suficient și nu ar respira corespunzător și atunci e nevoie de un anumit spațiu de ventilare între plante. Tocmai de aceea prefer să nu las mai mult de un vârf de creștere și să nu las prea mulți lăstari. De fapt, nu las decât un singur vârf de creștere. Atât. Vedeți, aici am încă un lăstar care a crescut
îl îndepărtez și sub inflorescență îndepărtez vârful ăsta, adică lăstarul ăsta și rămân doar cu ăsta. Îmi dezinfectez mâinile pentru că am terminat cu acea plantă și merg mai departe la următoarea. La următoarea avem inflorescența aici. Dedesubt am avut lăstarul pe care l-am tăiat, adică al doilea vârf de creștere. L-am îndepărtat, dar vedeți, aici iar a crescut și trebuie să îl rup și pe ăsta. Și acum urmăresc cu atenție ce mai am de făcut. Am de îndepărtat lăstarul ăsta. Aici am al doilea etaj cu vârful de creștere pe care, cel al doilea vârf pe care l-am eliminat, și al treilea etaj s-a format aici. Trebuie doar să mai tai două frunze de jos. După cum spuneam, nu exagerez cu tăiatul, decât, spre exemplu, asta, pentru că mi-a târnă pe jos, o îndepărtez. Nu mai mult de două la fiecare defoliere. Și aici am iarăși de jos încă un lăstar pe care îl rup. Spre exemplu, ăsta, la mărimea asta, merge pus în apă să facă rădăcini. Și mă uit cu atenție dacă mai e ceva și nu mai e absolut nimic, merg mai departe. Am grijă, iarăși, am trecut la următoarea plantă, îmi dezinfectez degetele și foarfeca, pentru că nu vreau eu să transmit bolile de la o plantă la alta. Dacă una este bolnavă, atunci dacă eu trec cu mâna și merg la următoarea, atunci automat transfer bolile de la o plantă la alta și nu prea e de dorit acest lucru.